În București există biroul accidente ușoare în cadrul brigăzii rutiere. Să facem precizarea că în situația unei tamponări, ca am pomenit mai devreme, există obligația de a scoate vehiculul în afara părții carosabile și acel termen de 24 de ore de a te prezenta la sediul biroului accidente ușoare. Practic nu-l poți obliga pe acel conducător auto să stea pe loc, să rămână până... Da, până la... A, sigur, atunci când vorbim despre conducere sub influența băuturii alcoolice și tamponare, e bine să sună 112 ca un echipaj să se prezinte de urgență acolo la fața locului, să-l testeze și vorbim de măsurile despre care am discutat mai devreme. Dar dacă e o tamponare simplă și omul zice, domne, e vina mea, am greșit. Dreptul de a veni în 24 de ore sau dacă există înțelegere între cele două părți, se poate încheia cu un statul amiabil. Dar atenție, nu-l poate obliga un alt conducător auto să meargă cu el la sediul biroului accidente ușoare atât timp cât el se prezintă în 24 de ore. Este o obligație pe care o are și în același timp un drept de a veni când dorește el înăuntrul termenului de 24 de ore. Dacă nu vine, atunci e o problemă pentru el. Îi se suspendă dreptul de acunce 30 de zile că nu s-a prezentat în termenul doar de 24 faptul că de nu s-a prezentat. Doar pentru că nu s-a prezentat, după care vorbim de soluționarea accidentului și implicit de celelalte măsuri care se dispun împotriva sa pentru fapta, pentru abaterea săvârșită atunci când a produs accidentul de circulație. Când se produce un accident de circulație fără victime, o tamponare, da, cum este cunoscută, este indicat să faci multe poze din toate unghiurile înainte să scoți mașina? Este indicat, este indicat la avariile pe care le ai, la avariile pe care le are mașina cu care a intrat în coliziune, la intersecția respectivă. E foarte bine dacă ai avea și o cameră de bord care ar fi surprins coliziunea, ajută foarte mult. Toate aceste aspecte sau toate aceste elemente sunt considerate probe, iar polițistul de acolo cu siguranță va fi deci poate da seama ce s-a întâmplat chiar dacă n-a fost la fața locului. Evident. Dacă este nevoie, el se duce și la fața locului. Dar din experiența colegilor... Nu zic dacă n-a fost la fața locului când s-a întâmplat accidentul. Dar din experiența colegilor nu este nevoie să fie acolo. Dacă vii cu destul de multe elemente, este foarte important și ce declar, de schița aceea, de întreaga procedură de soluționare și polițistul cu siguranță va avea acest ajutor pe care îl va folosi în această soluționare și va da o soluție corectă. Râdeam, eram cu soția în mașină și am văzut o tamponare care s-a întâmplat pe centura a Bucureștiului și în secunda 2 pasagerul din spate s-a dat jos din mașină, a luat telefonul și a început să facă poze din toate unghiurile și soția zice, sigur nu e prima oară când pățește, uite cine știe ce trebuie să facă accidente de genul ăsta. Înveți și din situații de genul acesta, e important să reții numărul de matriculare, este foarte important lucrul acesta, pentru că sunt cazuri în care nu se prezintă cei care, cu care te-ai lovit la sediul biroului de accidente ușoare. Și atunci măcar să știi sunt de rea credință și măcar să știi când te-ai deplasat acolo, ce informații să le transmiți polițiștilor ca să-l identifice. Altfel este mai complicat. Sigur că sunt și alte modalități de identificare. Da, în momentul în care ieși într-o intersecție, se pot verifica camerele de supraveghere, sunt mai multe elemente, poate chiar martori, și atunci se ajunge la identificarea celui care nu s-a prezentat și a fost de rea credință. Dar cel mai bine, exact cum a spus și dumneavoastră, fotografii și la număr de matriculare, că nu este nicio problemă. Depinde de situație. Vorbim de cazuri distincte. Oamenii care sunt de bună credință se înțeleg, chiar pot încheia cu un stat amiabil, sau nu se înțeleg sau consideră că ei sunt nevinovați sau nedreptățiți, merg la poliție și polițistul imparțial stabilește clar vinovăția sau poate chiar stabili culpă comună. Dar și cazuri în care sunt oameni de rea credință care încearcă să se sustragă și de asta este nevoie să te pui un pic la adăpost, ca să zic așa.